Am revenit în direct la jurnal. Cel mai bun portar de hockey al Rusiei a fost reținut din ordinul lui Vladimir Putin. Sportivul este acuzat de dezertare după ce a semnat un contract cu o echipă din Statele Unite. Propaganda putinistă a anunțat doar că hocheistul a fost luat de ambulanță și spitalizat. Hocheiul este unul dintre sporturile favorite pentru dictatorul de la Kremlin. Fedotov este cel mai bun portar de hochei din Rusia. Acesta evoluează la TSK Moscova, clubul armatei. Polițiști în haine civile au intrat în casa lui Fedotov din Sankt Petersburg, i-au pus cătușele la mâini și l-au urcat într-o mașină blindată pentru a-l duce la cel mai apropiat birou de recrutare. Apoi cu o ambulanță l-au dus la o clinică. Autoritățile ruse nu au făcut nicio declarație oficială cu privire la aceste informații și nu au fost raportate informații despre starea de sănătate a lui Fedotov. Luna